Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit, fraților, la o nouă promovare de server. Astăzi suntem aici cu ownerii acestui server, cu Andrei și cu Teo. Mă rog, suntem doar cu Andrei care cu noi și Teo ne acompaniază în conf. Astăzi suntem pe serverul galaxy.minecraft.romania.ro, puteți să vedeți și aici sus. Și o să-i las un pic pe băieți să vorbească cât eu mă uit pe cel la design. Bun. Deci, salut! Deocamdată DNS-ul galaxy.minecraft.romania.ro nu merge deoarece nu am intrat în comunitate și imediat ce o să intrăm în comunitate o să meargă. Deocamdată avem doar un IP. Țin să precizez că serverul este BungieCord, are două secțiuni care amândouă sunt făcute cum trebuie ca la carte, iar luna viitoare am să adăugăm 7 secțiuni, Sky PvP, Survival, care sunt momentan pe server, da, și okay. O să mai adăugăm Skyblock, Arena PvP și Kit PvP și și Faction. Și în săptămâna ce urmează să băgăm un plugin pe Survival. El se numește Epic World Generator. Probabil ați mai văzut pe alte server. Da, explic un pic ce cu pluginul ăla, că spre exemplu eu nu știu. Pluginul ăla face harta să arate mai specială, mai epică, după cum zice și pluginul Epic World Generator. Ah, lol. Ok, fine. Presupun că sunteți la... Tot, țin să menționez că hub-ul și toate construcțiile de pe server sunt făcute de builderii noștri, nimic nu este de pe net. Sigur, da, că am mai întâlnit, făceam de astea și m-am primit în comentarii că, bă, vezi că e luată de pe net, o mințită aia. Eram gen, da, ok. Nu, că noi am vrut să facem ceva original care să le placă la player. Oricum, construcțiile sunt făcute de niște builderi profesioniști, nu amatori. Oh my god, da, văd că au ieșit șmecheri pe aici. Voi sunteți la început acum cu serverul ăsta, nu? Da, suntem la început, e deschis de o lună. Ok, deci și la început și puteți intrați să vă jucați pe aici. Hai să vedem mai întâi ce secțiune au. Intrăm la server și o să intrăm un pic la survival. Să începem aici cu survival. Tot corect. Bun, avem kit-ul pentru început, armură, mâncare și presupun că am anti-grief și anti-PVP. Deci una e anti-grief, adică să nu-ți distrugă și una să nu te bată, nu? Da, să nu te bată în protecția ta. Ok, înainte știam că e doar un, acum două, bă, interesant pe aici hub-ul ăsta. Și dacă vreau să încep, unde mă duc, gen? Prima dată ți-am dat admin pentru că avem ceva cheiuri. Da, poți să dai slash kit create. Kit? Dă... Așa, kit. Pentru păcănele. Bun, hai să vedem. Ok. Da, warp, slash warp create te duce la... chesturile alea care le poți deschide. Această teleportare nu există. Am scris eu greșit sau? Cu la sfârșit. Ok, gata. Da. Ok, bă, iarăși chesturi de astea, una pentru armor, arme și random. Ok. Da, random. Îți poate pica ceva random. Și gen acum dacă dau click dreapta pe ea se deschide, nu? Da, dar trebuie să ai și cheia corespunzătoare în mână. Sunt 3 chei care corespund. Ok, deci asta e la random. Hai să băgăm random, o să vedem cine este. Ia uite, bă, ce fain și sunete pe aici. Poate înghip. Ca la păcănele. Mamă, dacă se învârte să-mi trag palme. Un steak de lemn. Ok. Deci ăsta cel mai mare de aici este... este random-ul. Ăsta presupun că este pentru arme. Mamă, ce-am văzut eu pe aici să-mi trag palme. Acolo am pus niște iteme OP ca playerii să poată să facă PvP, Oh my god, dar văd că pic iteme foarte calme, cel puțin mi-am picat Unbreaking 5 și Sharpness 5 pe sabie diamant. Am vrut să fac un survival mai OP, să nu fie chiar așa simplu, așa clasic, știi? Opa, dai făinuți, hai să facem pic și de data asta la armor și explica... Opa, Protection 9 și Unbreaking 5, dă-te bă de aici. Spuneți-ne un pic la băieți cum fac rost de kit, mă rog, de astea zic să zic. De cheile astea, da. Păi la kit create, care îl pot folosi odată la 3 zile, mi se pare că am pus sau 4, nu știu exact. Și cam așa pot să folosească și să primească acele cheiuri. Obține. Ok, foarte interesant.
Băi, și acum, acum unde mă duc la secțiunea de survival? La warp shop. Warp, ah, ok, aveți și shop. Bun, două secunde. După vreau să văd un pic harta. Ok. Ok, warp shop. Tot de voi e făcut și spawnul ăsta? Da, da, warp-ul e făcut de noi și mai avem încă un warp care e genial, warp PvP-ul. Te duci după ăla. O să intru și o să văd. Ah, ok, deci astea sunt momentan. Ăsta o să rămână tot warp shop-ul sau o să mai adăugați pe parcurs? Dacă o să mai adăugăm pe parcurs niște iteme, dacă e nevoie, dacă ne cer playerii. Ok, că mâncarea aici, chestii de alea și acolo de alea. Bă, e interesant pe aici. Și acum la hartă, cum mă duc gen să joc? Ah, unde? Păi du-te prima oară la Warp PvP să vezi, să termin cu warpurile și după Warp aia. PvP? Da. Ok, hai să vedem. Da, hai să vedem ce poate să fie aici. Oh my god. Toate noștri profesioniști sunt îi făcută harta aceea. Lol, shit, ce mare pe aici. Jos și... Ăștia, deci capetele builderilor sunt aici pe perete? Văd aici. Cred că ori pus ei că n-am mai intrat să văd, dar probabil că ei sunt aceia care... Ok. Bă, stai un pic să-mi dau fly. Să văd pe aici ce-i. Bă, deci este o dita mai arena. Mamă, cu dragon ăsta în mijloc și belea. Bă, foarte, foarte interesantă chestia asta. Trebuie să recunosc că e unică. N-am mai văzut de asta cu lavă și cu dragon în mijloc. E... Am zis să nu facem ca pe toate serverele să fie așa un shop simplu, un warp PvP simplu, să fie ceva mai scos în evidență, așa, știi? Da, nu, că e chiar foarte, foarte tare și chiar interesant. Încă să nu la vă fac. Da, bă, și aici dacă presupun că și dacă vrei gen te bați și l-am dat, nu mai vrei să te bați, cum ești de aici? Că știu că... Păi aștept, îi combat logul care dacă... Ești din luptă, îți pierzi itemele și dacă cumva nu mai vrei să te lupți, trebuie să aștepți să treacă perioada aia de 10 secunde, mi se pare, din combat log și atunci o să-ți scrie în chat, nu mai ești în luptă, te poți deconecta și dacă te deconectezi când îți scrie chestia aia în chat, nu pierzi itemele. A, bă, foarte... Dacă doar jos e PvP, sus, acolo nu e. Da, am zis asta. Ok, băi, era și logic. Bă, dar da, trebuie să menționez că chiar e fain arena asta, e foarte mare, deci locuri cât și pentru 60 de player se bazează aici. Și da. Mai e ceva tot la secțiunea asta survival? Nu mai e nimic de prezentat, dacă vrei te poți duce în spawn să admiri spawnul de sus. Ok, hai să vedem un pic la spawn 3 secunde, să admiri și spawn de sus, că doar de ce nu. Hai să văd, pac, stai să-mi dau un pic, așa fly. Tot de voi ai făcut spawnul ăsta, bă? My god. Shit, cât au stat oamenii să facă asta. Protecțiile, deci anti-grif e locul de diamant și anti-PV e spongiul. Spongiul, da. Da, m-au spus asta. Ok, băi, făinuți pe aici. Ok, dăm hub și mergem la a doua secțiune. Skype PvP. Skype PvP, ok. Da. Hai să vedem ce la Skype PvP. Bun, deci pentru început primim un arc, mâncare, un pic de armură care e relativ OP. Avem și Ender Pearl-uri și aici cred că o fi Kid Start pe care poți să le iei când vrei tu sau trebuie să aștepți. Ok, trebuie să aștepți un minut. Un minut. Da? Un minut. Și hai să vedem, acolo avem enchant-ul. Da, am pus și cu warp-uri, poți da slash warp dacă cumva nu vrei să te miști, atâta, să te plimbi. Ok, am pus warp-uri la fiecare. Hai să văd și cu warp ăsta Crates. Crates, tot ca pe survival, la fel. Numai că denumirile sunt altfel. Legendary, heroic și mythical, mi se pare că le-am pus. Și aici poate să-ți pici din nou iteme super OP, nu? Da, numai că aici n-am pus kit crates, deoarece ar fi prea OP și da, mi se pare normal. Cheiurile o să le dau la eventuri. O să fie de eventuri pe server. Ok, deci auziți că băiatul avem... să... Poftim? Avem kit VIP de prezentat. Da, kit Sky VIP. Stai așa, dă-i tu. Kit Sky VIP sau cum? Dă, cred că trebuie să-mi dai nu, tu. Nu, îți dă el. Ok. Ne-am aruncat pe jos. Holy shit, ce aici. Bă, stai așa să arunc asta. Să le arunc pe astea NOP, ca să spun așa. Bun. Deci avem Protection 4 pe armură și cu turns, oh my god, ce aici. Și asta e pentru donatori sau ceva de genul? Da, pentru donatorii care dețin gradul de VIP.
Ok, aveți și prețuri la donații, ca să știi oamenii? Oh my god, ce aici? Da, avem în hub. În hub. O să mă duc din nou în hub, da, la sfârșit. Da, după ce termin cu secțiunea. Bun, deci avem poziții de strength și avem aici pentru VIP 3 minute. Luați din creativ. Ok, foarte interesant. Arc, da, și, super OP. Pentru, am pus aici un plugin pentru să știm care admin abuzează. Dacă cumva își dă game mode și își dă ceva iteme, scrie. Luat din creative de și numele. De asta mi s-a părut mie niciodată. E foarte interesant. Da. Deci adminii primesc și creativ? Da, adminii primesc și modul de creative. Ok, foarte tare. Și acum trebuie să dau warp. Ca să mă bat din nou cum era. Să mergem un pic la arena de Skype PvP. Dai slash spawn. Ok, slash spawn și acolo te duci. Și mai poți să te duci la warpurile care mai sunt warp info. Da, le văd aici. Da. Ok, aici e warp. Aici e chestia asta, dacă vreți să vă dați iteme, știți, vă blocați presupun între voi și vă aruncați iteme ca să nu. Ați mai văzut pe alte servere. Acolo este. Ok, hai să mergem un pic și la info și după sărim un pic să vedem ce e acolo. Să menționez că mapa și spawn-ul este făcut tot de builderii noștri, normal. Foarte... Băi, e calmă dacă e oficial făcut de voi. Se poate și 1v1 sau chestii de genul? Nu, FFA, drop. Ia uite, give all. Da. Ok. Astea sunt eventurile care o să se organizeze pe server în momentul când o să avem mai mulți playeri. Ok, deci vedeți aici, Rong este cel care a creat mapa și chestiile astea. Hai un pic să mă duc la chestia aia să mă bat și eu, dar pe unde sar acolo? Dă-i slash spawn și te duci drept înainte. Ok, hai să vedem. De acolo presupun că ne pune... Bun. Și tot înainte? Da. Ok, pe aici. Gata. Ok, ok, n-am văzut chestia asta și hai să vedem ce-i pe aici. Să-ți dai fly ca să vezi mapa, da. Da. Dă-mi și mie fly, te rog. Oh, și mamă, ce, bă, văd că, deci toate, ok, bun, mulțumim. Hai să vedem ce avem aici, deci ca pe toate astea cu Skype PvP, o să găsiți dacă mergeți pe insule sign-uri, de unde o să vă puteți lua iteme. Diferite insule cu diferite teme și pur și simplu voi trebuie să vă bateți și să reușiți să... Dați mai văzut voi Skype PvP, nu parcă n-ar fi primul. În schimb, văd că ăsta e foarte diferit. Chiar e diferit, adică vedem că... Gen niște... Stai că m-am blocat în aer. Fac. Ok, e un bug. Mă rog. Vedem cum insulele astea fac așa într-un fel un cerc unde e prima insulă genus random cum sunt toate la mulți ambă. Și hai să caut și un sign pe aici să văd. Bă, pe unde ai ascuns sign-ul la asta? Vine sus, în vârf. Aici sunt enderpearl-urile. Ok, hai să-l văd. Ok, pa, click dreapta, vă luați enderpearl-ul frumos. Diamante nu există. Există pe mapă doar iteme din diamond, săbie și armură din diamond. Oh. Ca să nu le poți repara. Da. Le poți repara după că... Chiar lasam gândit și eu, e genioasă ideea. Păi presupun că aveți, oricum, au arcuri, săbii, armură, full poțiune, enderpearl-ul și trebuie... nu m-am uitat, că dacă mă uit de jos, asta seamănă cu ceva care zboară. E interesant. Bă, foarte tare. Mai avem ceva de prezentat pe aici? Să te duci la Warp Create să vezi acolo ce îți poate pica. Ok, păi stai să... Îți dă Andrei chei. Da. Chei-uri. Ok, dă și mie 3 chei. Andrei, scrie slash create chei și numele lui. Dacă nu mai am loc în inventar. Nick Talk pe YouTube, ok. Deci avem Legendary, Heroic și cu Mythical? Mythical, da. Ok. Hai să văd. Ok, îți trebuie Mythical. Ok, să-mi dea Andrei niște de-astea și eu văd. Pac. Cum ai zis că nu mai țin minte? Nick Talk pe YouTube. Create, C-R-A-T-E, chei și numele lui. Și dai chei și acolo am pus iteme nu chiar așa OP ca la survival, ca să nu fie prea OP și Skype PvP-ul. Am pus cu Protection 2, Protection 3. Cel mai bun chest ar fi Legendary, urmat de Heroic și ultimul Mythical. Credeam că sunt în ordine așa, gen cu dacă e mai sus e mai OP, da. Ok. Ok, deci avem... Stai, cum mi-a părut aia? Că mi-a părut și ceva.
Am dat click dreapta și mi-arăta posibil wins. Ce dracu am dat? A, ok, deci da. Da, poți, da, și să vezi ce îți poate pica. Așa, bun. Bun, deci la eroi ne poate pica o dita mai sabi, care zic că e destul de OP, un arc relativ, de fapt, e OP. Și protection 2 pe armură. La mythical avem, stai, click stânga, așa. Protection 3, o sabie puțin mai bună decât cealaltă și un arc mai bun decât celălalt și bineînțeles la legendary armura super fucking OP cu protection 4, bow cu power 5 și cu punch și asta, sabia asta care are 14 atac. Oh my god. Bine, sau mă rog, 13. Dă-mi și mie niște chei de alea să încerc și eu. Ca să fie așa frumos. Ok, deci momentan aveți... What the fuck? Deci momentan aveți doar secțiunile de survival și de Sky PvP, nu? Da, și am zis că luna viitoare adăugați 7 secțiuni. O să băgăm, ți-am zis, cele 7 secțiuni. Da, ai spus. Andrei, ți-am scris în privat comanda. Ok, am ca să... Exact, așa am zis. Am scris. Și nu merge. Nu. Lasă, bă, că nu-i bai. Oricum, o văzut lumea ce poate să prinde de pe aici. Mai e altceva de prezentat? Pe această secțiune nu, în hub mai sunt de prezentat informațiile hub. Și donațiile și ce mai e acolo. Hub. Ok, slash hub, bine, stai așa, chiar m-am blocat, așa, bun. Hai să vedem aici informații. Ok, și-o pus și... Stai așa, bă, am Minecraft-ul mic și nu văd ce scrie la prima... ID-urile de Skype sau completează-mă tot? Da, ID-urile de Skype, unde se poate dona, se poate dona doar la mine. ID-ul scris acolo, mai e și în dreapta undeva. Ok, nu văzusem, am Minecraft-ul mic și nu se vede tot. Și avem aici Helper 5 euro, avem VIP-ul 5 euro, Skype-ul onorului, lui Teo Velici, avem moderatorul Velici. Da. Ok, sorry. Moderator 8 euro și adminul 10 euro și cât pe luna astea sau permanente? Permanente și globale. Globale ce ar trebui să însemne? Adică pe toate secțiunile. Posibile. Ah, ok. Ok, interesant. Deci dacă vă luați helper, o să aveți helper până când o să moară și strănepoții voștri. Asta e foarte interesant. Dacă se abuzează de grad, se ia down sau remove. Da. Și puteți să-i dați și blog dacă tot abuzează, că nu-i frumos să abuzezi. Bă, foarte interesant și aici la și donații... Ok, postul ne spune aici line, vezi, nu știu, văd, am certul foarte mic. Și forumul... Ok, forum oricum o să fie. Da, oricum da. O să aveți alte momentan informații. Momentan am făcut cererea de afiliere în Minecraft România și sperăm să fie acceptată, oricum, sigur o să fie acceptată. Bineînțeles. Deci da, bă, cam asta e cu promovarea, aveți toate alte mici detalii în descriere, Skype-uri, forum, ce-o mai fi, site și etc. IP-ul, bineînțeles că e pe ecran cu adnotare de la începutul videoclipului și cam asta e treaba, hai încoabă să sfârșim așa frumos. Da, bă, vă așteptăm pe server și vă pup. Pa, bă! Ciao!